Dragi prieteni, lucrările continuă în grădina sălbatică. De data asta e vorba de casa mare în care stau și aici este o porțiune în spatele meu, o porțiune de fațadă care a rămas neînnoită și iată că a venit momentul și pentru ea. Am amânat-o destul de mult, deși e o lucrare pe care o aveam în plan de anul trecut. Pentru că mai întâi am fost ocupată cu căsuța mică, apoi mi-am luat o vacanță prelungită de care aveam mare nevoie. Apoi s-a stricat vremea și a fost mai mult de o săptămână foarte rece și cu multe ploi. Și acum așa se pare că va urma cel puțin o săptămână de vreme bună. Și vreau să profit pentru că toamna e în toi și nu sunt speranțe că se va încălzi mai tare. Așa că pe ultima sută de metri anul ăsta îmi doresc tare mult să reușesc să termin tot ce am planificat. În mare parte, lucrările pe care le voi face la fațada asta sunt aceleași cu ceea ce am făcut vara trecută la fereastra de la camera în care stau. Este un film, chiar două, pe canal în care puteți vedea dacă nu ați văzut deja. Doar că aici suprafața este mult mai mare, sunt anumite lucrări în plus, dar sper să reușesc să duc la bun sfârșit și partea asta și să țină vremea cu mine. Lucrul cu lemn îmi place foarte mult, e și o activitate destul de migăloasă și de asta nici nu am vrut să angajez pe cineva să o facă, pentru că pot să o fac eu și îmi face plăcere. Și vă invit să rămâneți aproape, să vedeți cum va arăta fațada finalizată. M-am încălzit de tot. Partea asta e cea mai grea și cea mai urâtă, cu datul vopselei vechi jos. Și e tare neplăcut să lucrez cu masca și cu ochelarii, dar n-am ce face pentru că îmi sare în față, în ochi. Peria asta de sârmă e cam dură pentru lemn, în anumite zone cel puțin, și dacă apăs foarte tare. Și va trebui să apelez la altă metodă. Să iau un șpaclu și mai am o mașină de șlefuit. Da. Să văd ce reușesc să fac astăzi. Îmi propun măcar să dau jos vopseaua veche de pe toată suprafața. De obicei, după ce te apuci de lucru, îți dai seama că de fapt e mult mai greu decât și mai mult decât îți imaginai la început. Dar nu mai dau înapoi acum. Merg înainte.
Ziua e aproape de final, deja e 6:30 și a început să se însereze. S-a micșorat mult ziua și nu mai am așa spor la treabă. Am deci de la 10, m-am și apucat cam târziu, de la 10 până la 6:30, deci sunt 8 ore de muncă. Am făcut doar o scurtă pauză de masă la un moment dat și mai înainte am dat cu grebla pe sub nuci, pentru că au început să cadă deja foarte devreme, iar iarba a început să crească după ploile astea și nu mai văd nucile. Merge destul de greu treaba. Nici nu am reușit să termin ce mi-am propus. Mai am partea asta din spate cu ușa. Nu știu dacă mai reușesc să fac în seara asta ceva, deși ar mai fi așa cam o oră de lumină. Dar mai am de strâns pe aici, mai am de făcut alte treburi. Merge foarte greu pentru că sunt multe zone dificile, vopseaua e întărită prin unele locuri și nu se desprinde așa de ușor. A trebuit să folosesc toate ustensilele pe care le am. Dar e cea mai grea etapă, după aceea va merge mult, mult mai ușor cu... Voi da cu un strat de grund și apoi două straturi de vopsea, dar asta merge repede. Nu mai vorbesc că ferestrele n-am nicio șansă să le mai fac în seara asta. Deci clar va mai fi încă o zi de dat jos vopseaua, șlefuit, nici asta nu n-am făcut șlefuitul final. Și apoi să umplu cu un kit zonele unde sunt crăpături foarte mari. Deci socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Gata, ne vedem mâine. Neața, o nouă zi de lucru aici în grădina sălbatică. Astăzi sper să am mai mult spor și să termin cu partea asta de șlefuit, cea mai urâtă. Deși e oprit curentul pentru următoarele 2 ore, așa e anunțul, și nu o să mă pot folosi de instrumentele electrice, dar o să-i trag tare și fac tot ce pot. Mai e partea de ferestre și ușa, care sunt mai migăloase, plus partea de sus e mai, la care e mai greu să ajung, dar o să reușesc. A căzut și o castană. Rămâneți aproape!
Ferestrele astea sunt mai deteriorate decât cele de pe restul fațadei, pentru că e o latură mai expusă intemperiilor. Dar sunt încă bune, adică nu necesită înlocuire din fericire. S-a încheiat și ziua numărul 2 de lucru și nici astăzi n-am reușit să-mi fac planul, dar nu e o problemă. M-am gândit la o soluție să protejez fațada în cazul în care va ploua, așa că nu mă mai stresez când termin. Merge destul de greu pentru că e o lucrare foarte migăloasă și solicitantă, mai fac și pauze. Mai fac și alte treburi pe lângă casă, dar sunt mulțumită de ce am făcut. Chiar am cronometrat lucrul la ferestre și ca să curăț doar de vopsea, deci fără șlefuirea finală, ca să curăț o fereastră, mi-au o oră jumătate. Și am 4 ferestre, astăzi am reușit să fac 2. Deci, mâine sper să le fac și pe celelalte 2 și să termin partea asta cu ușa. Soarele deja a apus, în curând se va întuneca, așa că vă las. Ne revedem la o nouă zi de lucru. Înainte să mă apuc iar de șlefuit lemnăria, am venit puțin în grădină să fac o altă treabă urgentă, să plantez niște bulbi de flori pe care i-am primit de la o doamnă care mă urmărește aici pe YouTube. Doamna Rudica, vă mulțumesc mult și pe calea asta. Mi-a trimis bulbi de muscari, brândușe galbene și lalele și semințe de negrilică. Mă duc să văd unde le găsesc un loc potrivit. Și pentru că tot am ajuns aici, în grădină, să vă arăt și cum se prezintă grădinița mea, minusculă. Roșiile sunt pe terminate. Aștept să se coacă ultimele. N-au fost prea grozave anul ăsta. Dar, da, mi-am făcut pofta și câțiva dovlecei, încă mai sunt flori, iar aici am și unii mai mărișori pe care îi voi culege în curând. Busuioc arată foarte bine. Aici o tufă de leuștean, pătrunjel, iarbă grasă. Tufa de lavandă arată foarte bine. În schimb, zmeura s-a uscat. Din cauza secetei, deși am udat-o, nu a rezistat.
dincolo de legătura emoțională cu această casă, prețuiesc foarte mult arhitectura tradițională și în speță ferestrele din lemn. Chiar dacă nu oferă termoizolația unui termopan, prefer o casă care respiră. În plus, îmi place aspectul profilelor elaborate ale fațadei, chiar dacă din cauza lor, curățarea urmelor de vopsea veche este mai anevoioasă. Astăzi nu cred că se mai fac astfel de ferestre și uși, sau dacă se fac, probabil sunt foarte scumpe. De aceea, recondiționarea celor vechi mi se pare o idee de luat în considerare în situația în care lemnul s-a conservat bine. Cred că în ziua de astăzi aruncăm și schimbăm cu prea mare ușurință lucruri valoroase, de dragul modei sau pentru un aparent confort mai mare. Sunt în a patra zi de renovare și mă apucă noaptea imediat. Cred că nici imaginea nu e foarte bine, dar nu o să stau mult. Doar atât vreau să vă spun că mi-am făcut planul, în sfârșit am terminat cu vopseaua de dat jos. Am astupat și cu un kit special crăpăturile mai mari sau cu șipculițe. Și rămâne partea de șlefuit pentru mâine, plus geamurile lungi de sus, de care uitasem. Sunt foarte mulțumită de ce am reușit să fac astăzi, de fapt toate zilele. Mai am două zile de până duminică, când oricum nu voi face nimic. Luni se anunță ploi, așa că voi face pauză. Și rămâne partea de grund și vopsit pentru săptămâna viitoare. Vă las acum. Mai am oricum de strâns sculele împrăștiate peste tot. Și apoi somn. Mâine e o altă zi.